Eu cred că creștinii sunt acei oameni care, indiferent în ce situație se află, rămân cu pacea și liniștea dumnezeiască. Eu am venit la Iisus Hristos pentru că am înțeles că fără Domnul nostru Iisus Hristos eu nu pot să fac nimic și sunt foarte, foarte slab. Iar Domnul îmi dă credință, putere să merg doar înainte. Până a-L primi pe Domnul Iisus în inima mea, viața mea era foarte plină de frică și teamă. De teamă în viitor, de necunoașterea ce va fi cu mine. Multe probleme mă făceau să cad în depresie și să cred că sunt cel mai slab. Și am înțeles că atunci când l-am primit pe Domnul Iisus, am înțeles că cu El viața este minunată, este plină de victorii și realizări. Sunt Alexandru, practic luptele libere, sunt sportiv de performanță deja de mai mult de 10 ani. Îmi place să fac acest sport pentru că este un sport foarte dinamic, activ, care necesită, lângă o pregătire fizică bună, o pregătire funcțională bună și o stabilitate psihologică. Îmi place să fac lupte pentru că este sportul care îmi permite să mă dezvolt nu numai fizic, dar și duhovnicesc. Am avut parte de o binecuvântare mare de prietenii mei creștini care încet cu încet m-au adus pe calea adevărului și m-au făcut să înțeleg că un sportiv creștin este acel sportiv care se dezvoltă nu numai fizic, nu numai intelectual, dar și duhovnicesc. Și practic un atlet complet este acel atlet care este dezvoltat atât din punct de vedere fizic, intelectual și duhovnicesc. Asta e componenta cea mai de bază. Am înțeles că atunci când îl ai pe Domnul Iisus în inimă, tu poți să faci lucruri mult mai mari și mult mai calitativ. Dacă să privesc viața mea până al primi pe Domnul Iisus și acum aș spune că ea a fost goală. Fără Domnul era goală, fără sens, plină de teamă și stereotipuri. Iar Domnul Iisus m-a eliberat, mi-a dat libertate în gândire, mi-a dat credință și optimism că viața este frumoasă și